Media și oferim serviciul Flori pentru tine. Domnul Alexandru, vă felicităm cu ziua de naștere. Știm că astăzi e o sărbătoare în casa dumneavoastră. Am venit cu o surpriză. Cu acest buchet de flori. Este pentru dumneavoastră. O tortă și șampanie. Ca să faceți o masă de sărbătoare pe cinste pentru domnul Alexandru. Domnul Alexandru, vă întrebăm cum credeți. Cine a solicitat aceste flori pentru dumneavoastră? Cineva din copii. Câți copii aveți? Mai tare. Doi. Amândoi după graniță. Unul în Italia, dar unul în Danie. Eu cred că mai degrabă și ori dată să mai cu siguranță această surpriză este din partea feciorului dumneavoastră, care se închină și vă mulțumește pentru viață, vă mulțumește pentru toate poveștile și sfaturile bune și ne-a expediat un mesaj de felicitare. Regretă mult că este la depărtare și nu vă este alături. În tot anul sărbătorie, unde și n-aș fost, la Chișinău, la școală, la noi, el alerga acasă că-i ziua lui taticului. Da, azi e că din departare nu a uitat că-i ziua la tatălui și îi mulțumim frumos lui și îi mulțumim lui Dumnezeu că am crescut așa doi copii și să mândoi psihotare, că și-i vremea, noi nu suntem genoveți, dar vremea și-a venit. Și îi mulțumim și lui și la fată și le dăruim sănătate și noroc în viață să aibă și la nepoți, că avem și trei nepoței. Să vă fie sănătoși cu toții. Domnul Alexandru, dăm citire mesajului care l-am primit de la feciorul dumneavoastră. Mă ierți, tată, că sunt departe și nu te pot cuprinde acum, însă azi de ziua ta primește din partea noastră această surpriză și vrem să-ți spunem că din suflet îți dorim sănătate, noi puteri, noroc și bucurii din partea celor dragi. Fie ca orice dorința ta să fie îndeplinită, orice gând bun dus la bun sfârșit, să te simți împlinit de toate realizările tale și mândru de noi. Să știi că te iubim foarte mult, te respectăm și cea mai mare dorință noastră e să trăiești, tată, mulți ani, cu drag de viață, sănătate și liniște sufletească. Acest mesaj noi l-am primit de la feciorul dumneavoastră Igor și de la Nora Diana. Mulțumesc frumos, dă-i Dumnezeu o viață bună, sănătate, trăiesc cum am trăit noi amândoi, ne-am păcat, Dumnezeu să le ajute. Toate gândurile să împlinească ce vreau și dorința a lor. Să împlinească amândoi, să fie sănătoși, să creez o familie trainică, frumoasă, bogată, să trăiască numai rău cum am trăit noi, ești 41 de ani, care suntem împreună și le dorim și lor să trăiască nu 41, dar 141 și să aibă nepoței să ne ducă bucurii la casă să avem și ne mândrim cu dânși. Și le mulțumesc frumos și lui Diana, că e deamăia noastră, și lui Igor, că le-a dat Dumnezeu sănătate și curajul ăsta ca să facă ăsta lucru. Mai spuneți o orare pentru soțul dumneavoastră? Dar lui soțul și să-i dăruiesc. În primul rând îi dăruiesc sănătate. Și mulțumesc lui Dumnezeu că ne-am împărichet pe amândoi și am crescut doi copii și am făcut și noi și am putut. Și doresc sănătate, fericire, bucurii de la copii și de la soție. Domnul Alexandru, un sfat pentru copiii dumneavoastră. Da, și să ne sfătuim, și cu minți. Și și ei părinți așa ca și noi copiii noștri, copiii ca și să aibă grijă de părinții lor. Mulțumesc frumos că să aduc aminte și de noi câteodată și ne respect. Mulți ani, cu multă sănătate, domnul Alexandru, vă urăm și noi. Tata e unul în asta lume,
Mi-a dat viață, mi-a dat nume. Tata-i dragostea și dorul, când își vede în pragă feciorul. Tata-i dragostea și dorul, când își vede în pragă feciorul. Tata-i stâlpul și puterea, dojana și mânângâierea. Îi povața bătrânească, chinograda părintească. Vorba asta câteodată mai avea la nostru tată. Dar măicuța-i făcea semne, plâng la masă să ne cheme. Dar măicuța-i făcea semne, plâng la masă să ne cheme. Tata-i stâlpul și puterea, dojana și mânângâierea. Îi povața bătrânească, din ograda părintească.